Ne-am adunat astăzi pentru a sărbători un prieten drag, domnul Nicolescu, pe care multă lume știți. Am să încep să vă spun câteva cuvinte despre el, pentru cei care îmi cunosc mai puțin. După care o să las pe maestrul care e în urmă. Început cu data de 1 octombrie, acesta este cuvântul care mi-a adus în Crăciun pentru dumneavoastră, cu regretul încă o dată că nu poate veni. Începând din data de 1 octombrie 2022, Galeria Arta din Câmpul Lung găzduiește o expoziție retrospectivă Bob Nicolescu, organizată cu prilejul primirii de către artist la vârsta de 75 de ani. Sunt mulți ani de când scenograful, graficianul și pictorul Bob Nicolescu a devenit mușelan și expune la Galeria Arta, numărase expoziții personale și de grup. Maestre! Numai? Artist, în sensul bine al termenului, este el însuși un personaj în același timp modest și năvalnic, discret și distronic, tolerant și categoric. Ce a scris procesul? Scenografie pentru cinematografie și teatru, pasiune pentru antichități și obiecte de colecție, prezență notabilă în peisajul plastice românești, toate vin din talentul, profesionalismul și atașamentul său pentru frumos și valoarea autentică. Bob Nicolescu este absolvent de la Academiei de Arte Plastice Nicolae Ghindulescu din București, secția pictură, clasa profesorului Corneliu Baba, în 1973. Între anii 1974 și 1977, activează ca designer și grafician în diverse domenii, grafică de carte, pictură muzical, grafică publicitară. Din 1977 lucrează ca scenograf de film. Este prezent în majoritatea expozițiilor și saloanelor oficiale de pictură și grafică, trienale de scenografie, manifestări artistice și expoziții personale în țară și străinătate. Expoziția actuală, care cuprinde reproducere reprezentative și o parte din cele mai recente lucrări ale sale, va fi deschisă până pe data de 31 octombrie 2023. Mulțumesc, îi dau cuvântul meu. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc maestrului Mircea Diaconu, care m-a onorat și mi-a făcut o extraordinară bucurie din prezent. Și are multe să vă povestească, dar nu vreau ca să fie ca voi în vieții, că nu mai mulțumesc. Sunt onorat. Am emoții, evident. N-am dormit de trei nopți. Când zic că vine Mircea cu Aro. Dacă rămâne în stradă cu el. Mai trebuie să spun ce sunt cuvânt. Spun de aici, repede. La mulți ani. Ce mai zic unul, că eram copii și, mă rog, de liceu aici tot umblam, pe bulevardul post-Paton, încă mai umblau niște doamne cu pălării, cu nu știu ce, rămas de la ultimele două mari războaie, pentru că imediat ce era un război, refugiați veneau aici și mulți dintre ei chiar rămâneau. Mai ales ele, niște doamne foarte elegante, cățeluși și de unde parte, încă funcționa chestia asta, plus trăsuri. Deci, refugiu. Câmpul Lung a fost un loc de refugiu. În situații neplăcute, da? Și mai ales războaiele. Iată încă un refugiat. Și s-a primit un refugiat. Din păcate, iată război, că lumea începe să devină încet, încet un război. Chiar dacă pare pace. Colegul nostru de preză, domnul Colonel Sandu. Mulțumesc! Cu care am avut aici onoarea să participăm la expoziție. Vă rog frumos. Am emoții și trebuie să mă uit cu hârtie. Sunt onorat să particip la acest eveniment dedicat artistului plastic Mircea Bob Nicolescu. Plastician, scurt. Nu sunt un plastic. Între mine și acest distins artist există o prietenie aparte de circa 5-6 ani, de când
necunoscut. Ea fiind arta. Arta cu eu, copilitor, unde recitura de natură și rădăcină. I s-a părut interesant ceea ce fac și în scurt timp am devenit un fel de ucenic. Un fel de ucenic al dânsului, în repetate discuții, îndrumări, m-a ajutat să-mi eliberez, să-mi stabilesc linia ce trebuie să o urmez și să îmbunătățesc stilul. Este momentul să-i mulțumesc încă o dată, maestre, pentru tot ce a făcut pentru mine. Cu privire la activitatea sa deosebit de laborioasă, realizată în atâția ani de muncă, în special în pictură și film, nu am cădere să fac comentarii. Am rămas deosebit de impresionat că marele artist a găsit timpul necesar să se implice direct în activități culturale în această zonă, cum ar fi expoziții, organizarea unor muzee, cursuri de inițiere în pictură și organizarea unui festival de film anual de rest. În încheiere aș vrea să spun că așa cum îl cunosc eu, acest artist deosebit este un om modest, dedicat în totalitate profesiei, care și-a sacrificat timpul disponibil și chiar sănătate. Ține o vorbă. A, da? Da. Îi adresez împreună cu soția prezentă în țară, încă o dată la mulți ani, fiindcă recent am fost ziua dânsului, sănătate, putere de muncă, să-și poată realiza planurile îndrăznețe care și le-a propus. Mulțumim mult! Invit încă lângă mine pe prietenul meu, Nicu Buzean, și el în apropiat al maestrului. Îi voi îmâna o mică stafetă lucrată împreună dintr-o crenguță de copac portată de ape, care evidențiază personalitatea mare creativă. Te rog, Nicu, vină-mi coace! Mulțumesc! Da. Din potrivă,
Dacă în a doua jumătate a secolului 19 încep să se separe vizibil figurativii de non-figurativi, adică pictorii realiști raportați la cei abstracți, cum se mai spune în alt limbaj, maestrul care i-a fost profesor, Corneliu Baba, rămâne celebru în pictura românească, păstrându-se figurativ, în plin moment, și nu moment, în plin timp, când toți credeau că non-figurativul este viitorul artelor. Nu e chiar așa. Maestru Baba demonstrează că omul, în primul rând, mai are multe de spus, așa cum este el. Și portretele sale sunt extraordinare. E bine, pictura elevului lui Corneliu Baba, adică lui Bob Nicolescu, adună toate posibilitățile figurativului în artă, în pânze. Bună oară, observăm că ne expune peisaje, peisagistica atât de mult abordată de amatori, dar rămân la aia, să recuți. afară de peisagistica simplă a mediului extern, nativ, copaci, frunze și așa mai departe, observăm o peisagistică a spațiului urban, e indiferent în ce formă transpune. La o altă cu copaci, observăm dorința de a arăta, prin predilecția pentru o anumită gamă cromatică, aspectul real al mediului în care trăim. Și sigur că prin predilecția pentru o gamă cromatică, înțelegem sensul psihic al omului. Frământările lăuntrice, căci fără să ne dăm seama, nu degeaba ne simțim bine numai în prezența unei game cromatice. Căci vă spun un secret, nu se simte bine, să spunem, Bob Nicolescu îmbrăcat în roșu. Refuză să creadă că acela este el, văzându-se atent în oglindă. Și chiar și femeile au dreptate când se uită câteva ore în șir în fața oglinzilor până își asortează restul și în sfârșit pleacă pentru 5 minute să se plimbe în oraș. E bine, Bob Nicolescu adună și lucrări pe care le numim naturi statice, unde iarăși observăm predilecții diferite pentru o gamă cromatică. Naturi statice cu flori, naturi statice cu obiecte și, în sfârșit, tema omului, atât de neabordată în pânzele amatorilor. Asta ne și diferențiază de amatori, pe noi profesioniștii. Dar nu am nimic cu ei, dimpotrivă. Atrag atenția că, înainte de orice, noi am fost amatori, înainte să fim îngăduiți la școlile superioare. Și de aici am pornit. În fine, omul reprezintă preocuparea lui Bob Nicolescu în cel mai des caz. Observăm portretistică cu foarte multă nevoie de grafică. O grafică ce selectează numai ceea ce este esențial în ceea ce el să reprezinte. Adaugă, prin curajul pe care are, ca o fel de pietre nestemate, conturul figurii respective, dar rămâne figurativ. Portret bine definit. În sfârșit, observăm portrete și dincoace, unde nu întâmplător vedem ochii către timp verzi albăstrui alături de un alt ochi care rămâne întunecat. Sigur că asta ascunde un punct de vedere. Cunoaște probabil bine modelul, cu siguranță că nu știu că altfel n-are acum să îl reprezinte așa cum îl vedem aici. În sfârșit,
portretul maestrului Corneliu Baba, așa cum îl vede. Pentru care m-a scăzut la notă, că l-am făcut dreptul meu. Nu-i pare rău Corneliu Baba, pentru că mi-am gândit când am stat în America, vorbind cu Olga Porumbarule, care știți foarte bine ce personalitate în lumea artelor a fost și în România, dar și în străinătate, i-a dat telefon în timpul Revoluției, în primele zile, Corneliu Baba, să vadă dacă maestrul trăiește și unde trăiește. Avea peste 80 de ani și ce face maestrul când a văzut că răspunde? Și el a spus, bine, ce să-ți fac? Zice, țara arde și Baba pictează. Asta este realitatea. Pictează domnul Niculescu la dimensiuni mari, cum vom observa dacă avem norocul să intrăm în casa proprietarului acestui muzeu. 75 de metri. Și perfect. De sus, la fel, figurativ, figurativ. Iată, compoziție cu oameni. Noduri în care observăm pensulația pe care le-o îndrumau Corneliu Baba, dar care în același timp spunea, nu trebuie neapărat să pictați ca mine. Putem detecta valori, chiar dacă pictați ca Ciucurincu sau ca oricare altcineva. Este dreptul vostru de a picta. Ceea ce, sigur că, Popiculescu a ascultat cu multă atenție și dovadă că practică lucrul acesta, așa cum simte el mai bine. În sfârșit, acest Corneliu Baba din când în când spunea și acest adevăr trebuie să le înțelegeți oriunde ați fi. Bunoar, uite, acum vă invit să bem o bere. Și coborau dealul cu elevii lui, cu un cap mai înalt Corneliu Baba, așa a făcut Dumnezeu să fie, îi domina și îi ducea vorbind de aceleași lucruri și pe stradă și acolo în fața halbei. Cred că v-ați bucurat de vreo două ori de acea invitație a Marelui Maestru. Extraordinar. Moment extraordinar. Sigur că da. În fine, după ce termină la câțiva ani pictura de șevalet, de diferite dimensiuni, le vedeți aici chiar mai mici unele care păstrează anumite idei și cât niște vederi simple sau chiar mai micuțe, pentru că e de chibritul uneori, dar omul a căutat să-și noteze în felul acesta ideea. Nu ca scriitorii prin scris și după aia mă totorește ideea, că nu e bine. Toate rămân în felul acesta în posesia, în arhiva maestrului. În fine, pășește pe un teren aparte scenografia. Atrag atenția că scenografii au un plus de inteligență, au nevoie de mai multă inteligență, de mai multă înțelegere decât orice alt pictor de șevalet, orice alt om care pictează peisaje, portrete, mă rog, de diferite valori, scenograful trebuie să înțeleagă bine ce vrea să spună regizorul unui spectacol, ce vrea să spună poetul, să spunem, care e sărbătorit și să joace în același timp posibilitatea ca actorul să fie dirijat nu numai de regizor, nu numai de scenograf, ci pur și simplu de ceea ce e pus în scenă. Mi s-a întâmplat la un spectacol din Timișoara să observ o scenografă că stătea foarte mișcată și din când în când m-a întrebat ce părere am despre ce m-a aranjat. Felicitări, zic. Dumneata, ai fost aici adevărat un regizor pe care îl vedem. Pentru că nu vedem în scenă pe regizor niciodată. Dar înțelegem cum a colaborat cu scenograful. Și în sfârșit, văzurăm toți actorii care au adus un omagiu, vorbesc de Timișoara, atunci când am fost la un spectacol lui Eminescu, s-au perindat pe lângă obiectele expuse. Și astea, deci, au jucat un rol extraordinar în scenă și au pătruns perfect în sufletul spectatorului. Au înțeles mult mai bine ce a vrut să spună Eminescu, aproape tot atât de bine cât a înțeles regizorul, criticul de artă și scenograful când adoptă o astfel de atitudine.
asta îl pulsează pe Bob Nicolescu în alt spațiu neîntâlnit oricum și oriunde. Eu îl felicit pentru tot ce a reușit să facă de-a lungul vieții, să nu ne uităm cu amărăciune la baston, reprezintă ca și în viața Varghezii un pas înainte. Am să vă spun câteva lucruri de cum s-a îngebat aceste sineze. Bob mi-a dat o geantă întreagă de fotografii, din care mi-a fost foarte greu să aleg ceva mai reprezentativ, pentru că toate imaginile au o putere de sugestie deosebită, așa că la un dat am renunțat să mai selectez și am luat la întâmplare. Că, efectiv, ar mai fi trebuit încă o sală ca asta să putem expune tot. De aceea am avut niște valori cu fotografiile mici și câteva reproduceri mici, mărime mai mari. Dragi prieteni, îmi pare nespus de rău că astăzi, la acest eveniment de suflet, nu sunt fizic alături de voi. Mă alin doar când ochii minții vă văd pe voi toți, pe ochii mei, strânși în jurul lui Bob, înconjurați de lucrările lui expuse pe sineze și copleșiți de harul lui de veritabil artist. Unii dintre noi îl cunoaștem pe Bob de foarte mulți ani, alții mai recent, dar toți am simțit de-a lungul timpului că avem lângă noi un om special, un artist complex și desăvârșit, dar în primul rând un om care dăvește necondiționat prietenie. Bob, prietene drag, mă bucur ca Bunul Dumnezeu să te întărească și să îți rânduiască în încălzire multe, pentru ca din prea plinul sufletului tău să primim și noi bucurie. La mulți și vă mulți ani! Dar văd că prea multă mine stați în picioare și numai de bancuri nu vă arăt. Îmi plac bancurile, da, e timpul. O să citim poezia și mă revoltă. Mă revoltă seva voastră otrăvită, ce vă prostiește de roadele ei. În aiureala ce ne se ceră de stres și sărăcie, voi învârtiți idei secate de conținut, de trădare și poție. Voi, ce vorbi și voi de simțire, caracalize sufletele încastrate în sicrie, cu nenumăratele mâini de apucat, călcând în picioare trestea unduioasă și moale a îngerilor de necătărâre și de hârtie, fără să știți, veți cătea curând neant. Glasul de mamă și de Marie cheamă lumina peste negura fumei și pe muitul neamului Darie, ce să vă arunce pe voi ce blestemați în focul de purificare al lui. Dacă cineva din asta vrea să mă felicite, să mă spună două părți. Eu aș vrea să vă și vreau să vă gândesc. Pe care l-am avut dimineață, știind că ce este un tablou? Un gând recunoscut ca având valoare, oprit din drumul său, o undă rotitoare într-un zâmbet de zeu și toate acestea prinse în culori. Vă rog să mai admirați lucrările lui Bob, împrăștiate așa pe forțele lumii și